Black Friday 2020. Mai bine de jumătate dintre români se pregătesc să ia cu asalt magazinele online din piața autohtonă, iar 3/4 dintre aceștia nu sunt convinși de reducerile și promoțiile oferite de Black Friday. Majoritatea românilor spune că nu a alocat un buget pentru cumpărăturile de Black Friday, însă oamenii sunt dispuși să cheltuie destul de mult în cazul în care vor găsi produsele pe care și le doresc. În fiecare an, sigur că da, normal. Suntem, cred că, toții pregătiți. Pe de altă parte, există o categorie de cumpărători care spune că reducerile de până la 70% nu sunt reale, iar magazinele măresc prețurile înainte pentru a avea de unde să le scadă mai apoi. Nu prea cred în Black Friday, pentru impresia mea este că măresc prețurile înainte și după aceea. E un fel de a păcăli populația. Nu prea am o idee bună despre. N-am cumpărat niciodată și nici nu cred că o să o cumpăr. Nu pot să vă spun mare lucru, că la televizor se spune că nu sunt reale, nu practic așa ceva, mă bucur de prețurile de la început, am mai multă încredere în ele, cel mult la niște reduceri așa de sezon, de Black Friday nu. Tinerii sunt totuși atrași de promoții și sunt încântați de prețurile reduse. Dacă aș găsi ceva bun, da, aș face asta. Eu cred. Eu sunt din Republica Moldova, de exemplu, în Moldova nu prea cred. De fapt, unica ce am observat, că promoțiile sunt special la produsele care sunt mai scumpe, mai noi. Și nu e chiar într-atât de mare diferența de bani, dar în fine, oricum, adun de la un lucru la altul și de ce nu? Black Friday va fi cel mai probabil unul dintre evenimentele care va scăpa de influența pandemiei de coronavirus și nu va afecta vânzările online.